Celei mai alese și mai sfinte stăpâne și pururea fecioare, Maicii Dumnezeului nostru, îi aducem aceste cântări, iar Tu, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, ne rugăm, primește cuvintele noastre și Te strigăm, bucură-te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, iar îngerii din ceruri Te slăvesc cu glasurile lor, ce cântă bucuria, Maica Domnului! Caută și spre noi, care ne închinăm Ție și prea cinstitei Tale icoane, 7 lacuri și Te lăudăm. Bucură-Te însuflețirea celor căzuți, bucură-Te ridicarea lor din păcat, bucură-Te alinarea lacrimilor de durere, bucură-Te mânghierea suspinelor de tristețe, bucură-Te sprijinul celor singuri și uitați de lume, bucură-Te ocrotitoarea femeilor ce și-au pierdut pruncii, bucură-Te liniștirea inimilor zbuciumate de neîmplinire, bucură-Te Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Preacurata Ta icoană 7 lacuri a fost singura moștenire de familie a cuviosului Eftimie, fiind o copie a icoanei Tale din Smolensk, Maica Domnului, iar aceasta a luat-o cu el când a părăsit casa părintească pentru a-și închina viața Domnului Hristos prin călugărie, să îl cheme toată viața cântând Aliluia. Găsindu-și lăcaș de rugăciune în pustiul cazanului, într-un loc înconjurat de 7 lacuri, cuviosul Eftimie s-a bucurat și s-a închinat icoanei Tale, Maica Domnului, iar noi Te lăudăm. Bucură-Te, călăuzitoarea monahilor spre locul lor de mântuire, bucură-Te, alegându-ți loc binecuvântat în pustie, bucură-Te că după venirea sfintei Tale icoane, cele 7 lacuri s-au contopit într-unul singur. Bucură-Te că noaptea Eftimie s-a rugat fierbinte la Dumnezeu. Bucură-Te că a văzut în vis un foc urcând la cer din locul unde era el. Bucură-Te că în locul acela a ridicat o cruce. Bucură-Te că lângă și-a construit chilia. Bucură-Te că mai târziu el a ridicat o mănăstire denumită Sedmiezerni. Bucură-Te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Nu departe de mănăstire era un stejar, Maica Domnului, care era venerat ca un idol de locuitorii din împrejur. Aceștia făceau jertfe de animale, sacrificând cai și boi și atârnând pielea lor pe ramurile copacului, că nu știau să-i cânte lui Dumnezeu Aliluia. Nesuferind cuviosul Eftimie o astfel de urăciune, s-a rugat lui Dumnezeu și icoanei Tale, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, să pună capăt la nelegiuire, iar Dumnezeu a pornit o furtună atât de mare că a smuls stejarul din rădăcini, distrugându-l cu totul. Te rugăm, Maica Domnului, să ne ocrotești și pe noi, să înceteze ispitele și atacurile demonilor și să Te slăvim. Bucură-Te ceea ce sfințești locul unde credincioșii Ți se roagă. Bucură-Te curățând de întinăciune pământurile noastre. Bucură-Te smulgând răul din rădăcină. Bucură-Te luminând casele noastre cu harul Tău. Bucură-Te alungând demonii care ne tulbură viața. Bucură-Te stingând vederea celor care ne pândesc din întuneric. Bucură-Te acoperind urechile celor ce ne aud din umbră. Bucură-Te, apărătoarea tainelor duhovnicești. Bucură-Te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Harul care izvora din sfânta icoană l-a cuprins pe cuviosul Eftimie, stăpână născătoare de Dumnezeu, devenind monah îmbunătățit și vas ales al Duhului Sfânt.
și, pentru viața lui evlavioasă, a fost mutat cu viețuirea în orașul Kazan, luând icoana cu el și rugându-se mereu lui Dumnezeu, Aliluia! Monahii rămași în pustiu la mănăstirea Sedmiezerni au continuat să alerge la el pentru sfat Maica Domnului și pentru a fi mângâiați le-a trimis înapoi icoana ca să le fie pavăză și scut în viața lor de puznici, iar ei ți-au strigat așa: Bucură-te, ceea ce mereu te întorci acolo unde este nevoie de tine. Bucură-te că ai fost mânghierea călugărilor dintre lacuri. Bucură-te că în drum spre mănăstire ai fost purtată pe brațe cu alai. Bucură-te că cei ce te purtau nu oboseau deloc. Bucură-te că odată ajuns înapoi ai adus și sporul mănăstirii. Bucură-te că imediat s-a ridicat o biserică mare din piatră. Bucură-te că mănăstirea a înflorit ca un trandafir în miez de vară. Bucură-te că icoana a fost așezată în fața altarului spre închinare. Bucură-te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Când de Rusia a izbucnit ciuma care a ajuns până în Kazan, Maica Domnului, locuitorii au adus icoana 7 lacuri în oraș, iar în aceeași noapte monahia Mavra, stareța mănăstirii din Kazan, a avut o vedenie cu un sfânt asemănător cu Sfântul Nicolae, care i-a spus pe un ton aspru să ducă vorba la locuitorii orașului, să postească 7 zile, să se pocăiască de păcatele lor și să cheme ajutor pe Dumnezeu și pe Preacurată Maica sa, că prin aceasta vor fi izbăviți de boala cea molipsitoare și se vor închina lui Dumnezeu cântând, Aliluia! Dar Mavra nu a dat ascultare, necrezând cele văzute, dar a doua zi Sfântul a apărut din nou spunându-i să anunțe pe toată lumea să iasă în întâmpinarea Sfintei Icoane la poarta orașului, pentru că Maica Domnului este la intrarea în oraș și ea aduce salvarea tuturor de la moarte. Te rugăm, Maica Domnului, să primești aceste laude. Bucură-te, bucuria celor oropsiți, bucură-te slăvită de cei întăriți, bucură-te comoara cea mai de preț a inimii, bucură-te nădejdea noastră în boli și neputințe, bucură-te vindecătoarea sufletelor tulburate, bucură-te cea care ne trimiți sol cerești, bucură-te cea care ne grăiești prin adierea harului, bucură-te ajutătoarea noastră în ispite și greutăți, bucură-te Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Icoana ta, Maica Domnului, a fost adusă în oraș prin poarta învierii și a fost plimbată peste noi, iar oamenii și-au plecat capetele astfel încât să fie purtată peste ei ca un altar. Pe parcursul întregii procesiuni, clopotul a sunat necontenit în tot Kazanul, iar apoi au adus Sfânta Icoană la Catedrala Buna Vestire, unde oamenii se rugau lui Dumnezeu, Aliluia! În noaptea aceea s-a făcut priveghere până dimineața, apoi credincioșii au luat din nou icoana și au ieșit cu ea pe străzi în procesiune. În timpul rugăciunilor, cerul s-a întunecat ca de furtună, însă doar în afara zidurilor orașului, căci deasupra cetății era senin și curat ca lacrima, semn al milostivirii lui Dumnezeu și a ta, Maica Domnului. Te rugăm, primește laudele noastre. Bucură-te că în acea zi s-au făcut copii ale icoanei tale. Bucură-te că oriunde era dusă icoana ta, chiar și în copie, bolnavii se vindecau de ciumă. Bucură-te, răspândind speranța celor necăjiți. Bucură-te, aducând izbăvirea întregului oraș. Bucură-te, cea care oprește răul să ne cotropească. Bucură-te, punând barieră nevăzută furtunilor din viața noastră. Bucură-te, cea care ne miluiești ca o mamă. Bucură-te, cea care ne acoperi ca o războinică.
Bucură-te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Sfânta ta icoană a rămas 7 zile în cazan, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, iar apoi călugării de la schitul 7 lacuri din pustiu au cerut-o înapoi. Dregătorii orașului au fost de acord, mulțumindu-Lui Dumnezeu și ție, Maicii Domnului, pentru izbăvirea de boală, cântând Aliluia. Dar în ziua când icoana trebuia să plece înapoi în pustiu, s-a pornit o furtună mare cu zăpadă, deși era vară, lucru care s-a repetat timp de 3 zile, arătând prin asta voia ta, măicuța noastră, de a rămâne în cazan o perioadă. Ne cutremurăm și te slăvim. Bucură-te că toți te dorim și te chemăm în casele noastre. Bucură-te că și călugării de la schit se rugau să te întorci. Bucură-te că ai rămas în cazan pentru a le încerca credință. Bucură-te că dorul lor era tot mai mare. Bucură-te că la vremea potrivită le-ai ascultat cererea. Bucură-te că după un an le-ai împlinit rugăciunea întorcându-te la ei în pustie. Bucură-te bucuria dorului împărtășit. Bucură-te mângâierea copiilor care te cheamă. Bucură-te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Însă, la scurt timp, în cazan a izbunit din nou ciuma necruțătoare și locuitorii orașului au adus iar sfânta ta icoană din deșert, Maica Domnului. Au pornit cu rugăciune de la schitul 7 lacuri, slujind sfânta liturghie, cu mâinile ridicate în rugăciune și cu inima plină de pocăință, ca Dumnezeu să ierte și să le primească cererea de izbăvire, cântând Aliluia. Maica Domnului, fiindcă ai scăpat orașul încă o dată de ciumă și credincioșii au prins multe evlavie la icoana ta 7 lacuri, de atunci s-a făcut în fiecare an mare sărbătoare, căci pe 26 iunie este adusă icoana din pustiu la cazan. Ne bucurăm și îți mulțumim, măicuță! Bucură-te că în ziua venirii tale în cetate te întâmpină mulțime mare de credincioși. Bucură-te că însuflețești poporul la smerenie și la rugăciune. Bucură-te că prin tine credința devine mărturisitoare. Bucură-te că tu ne dai puterea de a ne jertfi pentru Dumnezeu. Bucură-te că vindeci și alini inimile sfărâmate. Bucură-te că ne aduni gândurile la locul de rugăciune. Bucură-te că ne vindeci de ciumea păcatelor și a patimilor. Bucură-te că ne ungi sufletele cu undelemnul iubirii tale. Bucură-te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Minuni nenumărate se fac la icoana ta 7 lacuri, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, căci și în vremurile noastre te apleci spre noi, cei bolnavi trupește și sufletește, care nu ne oprim din a-L slăvi pe Dumnezeu. Aliluia! Nu ne uita, Maica Domnului, întoarce-te spre noi și ne alină cu căldura ta de mamă, îmbrățișează-ne că suntem însingurați, mângâie-ne că suntem întristați și noi te slăvim așa. Bucură-te vindecând boala nemiloasă a cancerului, bucură-te ridicând ologii din patul durerii, bucură-te ceea ce dai vedere orbilor, bucură-te vindecând orice boală de ochi, bucură-te ceea ce tai cu sabia Duhului Sfânt, rădăcina răului din noi. Bucură-te că prin asta ne dai viață din nou. Bucură-te că ne naști iar din Duh și adevăr. Bucură-te că ne numești apoi cu numele bucuriei. Bucură-te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Într-o procesiune a crucii, de la mănăstirea Sedmiezernii, icoana 7 lacuri a fost dusă la cazan, iar de acolo credincioșii au ieșit în întâmpinarea ei cu icoana Maicii Domnului de la cazan. La locul de întâlnire
al celor două icoane s-a făcut o slujbă de rugăciune, iar în fața închinătorilor s-a întâmplat o minune. Maica Domnului din icoana, de la schitul șapte lacuri, i-a binecuvântat pe credincioși, iar mâna ei dreaptă a rămas pe icoană cu semn de binecuvântare. Iar toți cei de față s-au închinat lui Dumnezeu. Aliluia! O copie a Sfintei Icoane a fost dusă și la biserica Petail din Rusia și în timpul rugăciunilor a apărut un izvor de apă într-o râpă, într-un loc arid, și de atunci în fiecare an se face slujba de sfințire a apei la izvorul care are darul de a tămădui bolile nervoase și mentale. Ne bucurăm de aceasta și te chemăm, Maica Domnului. Bucură-te, ceea ce vindeci bolile fără leac. Bucură-te, tămăduitoare afecțiunilor renale. Bucură-te că alungi frica de la noi. Bucură-te că ne ridici să putem trece prin trăirile grele ale vieții. Bucură-te că ne izbăvești de gânduri și depresie. Bucură-te că ne cureți de tristețe și de ură. Bucură-te că ne arăți nevrednicia. Bucură-te că prin asta ne dai dorirea de a fi adevărați copii ai lui Dumnezeu. Bucură-te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. În anul 1980, icoana șapte lacuri a fost furată, dar credincioșii s-au rugat fierbinte în biserica mănăstirii Sedmie Zernii din pustie și rugăciunea le-a fost ascultată de Domnul. Hoții au fost prinși, iar icoana s-a întors din nou acasă. Mare bucurie s-a făcut atunci și oamenii i-au cântat lui Dumnezeu, Aliluia! În prezent, Sfânta ta icoană se află în Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Kazan, Maica Domnului. Ne rugăm și noi în fața ta, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, nu ne lăsa în durerile noastre, vino cu harul tău și ne izbăvește, iar noi te slăvim. Bucură-te că ne păzești de dezastre, bucură-te că ne ferești de război, bucură-te că ai grijă de călători, bucură-te dându-le drum curat și ferit de ispite, bucură-te că îi aduni pe cei rătăciți, bucură-te că le dai calea cea bună să-și găsească sensul în viață, bucură-te că ești ocrotitoare orfanilor, bucură-te că ne vindești de frica de moarte, bucură-te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Caută din cer, Maica Domnului, și cercetează tu viața noastră, ca miluiți de tine să ne ridicăm mâinile la rugăciune curată, chemându-L pe Dumnezeu. Aliluia! Nu doar bolile le vindeci, prea sfântă Maică de Dumnezeu, ci alungi și duhurile rele care se sălășluiesc în oameni, în simțirile și în gândurile lor. Tu cureți casele noastre de demonii care ne tulbură, iar noi te lăudăm. Bucură-te ceea ce ne dai viață din nou. Bucură-te că mijlocești iertarea păcatelor la Dumnezeu. Bucură-te că ne cuprinzi sub acoperământul tău cel minunat. Bucură-te că ne faci de neatins de demonii cei vicleni. Bucură-te că alungi dușmanii văzuți și nevăzuți. Bucură-te că închizi gura celor care strigă de șertăciuni. Bucură-te că acoperi ochii celor care ne privesc din întuneric. Bucură-te că ești pavăză și scut pentru copiii noștri. Bucură-te, Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Stăpâna și Maica vieții noastre, către tine alergăm împovărați de păcate și sufocați de patimi. Caută cu blândețe spre noi și izbăvește-ne de necazuri, boli, dureri și ispite. Ca mântuiți să ne rugăm lui Dumnezeu cu îngerii din ceruri. Aliluia! Stăpâna și Maica vieții noastre, către tine alergăm împovărați de păcate și sufocați de patimi. Caută cu blândețe spre noi și izbăvește-ne de necazuri, boli, dureri și ispite. Ca mântuiți să ne rugăm lui Dumnezeu
cu îngerii din ceruri. Aliluia! Stăpână și Maica vieții noastre, către tine alergăm, împovărați de păcate și sufocați de patimi. Caută cu blândețe spre noi și izbăvește-ne de necazuri, boli, dureri și ispite. Ca mântuiți, să ne rugăm lui Dumnezeu cu îngerii din ceruri. Aliluia! Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, iar îngerii din ceruri te slăvesc cu glasurile lor. Ce cântă bucuria, Maica Domnului! Caută și spre noi, care ne închinăm ție și prea cinstitei tale icoane, șapte lacuri și te lăudăm. Bucură-te în sufletirea celor căzuți, bucură-te ridicarea lor din păcat, bucură-te alinarea lacrimilor de durere, bucură-te mânghierea suspinelor de tristețe, bucură-te sprijinul celor singuri și uitați de lume, bucură-te ocrotitoarea femeilor ce și-au pierdut pruncii, bucură-te liniștirea inimilor zbuciumate de neîmplinire, bucură-te Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Celei mai alese și mai sfinte stăpâne și pururea fecioare, Maicii Dumnezeului nostru, îi aducem aceste cântări, iar Tu, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, ne rugăm, primește cuvintele noastre și te strigăm, bucură-te Maica Domnului, binecuvântarea sufletelor ostenite de dorul de Dumnezeu. Către prea sfântă născătoare de Dumnezeu, ridicăm aceste cuvinte de laudă, iar Tu, Maica Domnului, te rugăm primește jertfa noastră. O Doamna Cerului, Maica Mântuitorului nostru, prea sfântă Maica Domnului, ne rugăm ție și strigăm către tine după ajutor. Îți cerem, Fecioară Maria, să cure sufletele noastre, să te rogi pentru iertarea păcatelor, dă-ne sprijinul și ocrotirea ta, salvează-ne de bolile grave și dureroase și vindecă-ne sufletele de anxietate și tristețe. Numai Tu, mijlocitoarea noastră, poți să ne umpli inimile cu dragoste și credință. Iartă-ne pentru faptele noastre rele, călăuzește-ne pe calea cea dreaptă, umple-ne de lumină și de bunătate născătoare de Dumnezeu. Vino în ajutorul nostru și nu ne lăsa necaz și nenorocire, căci înaintea icoanei tale ne rugăm, sărutăm crucea Domnului și ne pocăim pentru păcate. Lăudăm numele Tău în fiecare zi și lăudăm toate minunile Tale în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru rugăciunile prea curatei Maicii tale, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.